Uneori, astfel de fragmente rămân dintr-o viață de familie fericită. Acest lucru se întâmplă atunci când înțelegerea reciprocă între foștii iubiți se prăbușește ca o casă de cărți. Dar cineva trebuie să atingă această casă într-un mod penibil sau să sufle intenționat în direcția ei. Uneori este făcut de unul dintre soți, dar cel mai des, aceștia sunt rudele sau prietenii. Vai! Așa s-a întâmplat și în familia Petrov. Nu soțin și devin brusc dușmani. Dar cineva ajută acest cuplu fericit să se prăbușească. Mai mult decât atât, acest lucru nu se face din întâmplare și din neatenție, ci în mod special și foarte bine priceput. Un lucru pe care oamenii uneori nu-l înțeleg. Adesea, efectul bumerang funcționează, dacă nu imediat, apoi mai târziu, dar totuși funcționează. Soții Petrov au trăit bine. Poate nu au avut bani mulți, și nu a fost să nu fie mici certuri, dar a existat dragoste, familie, copii, odihnă comună. Muzică comună preferată și înțelegere reciprocă. Olga și Petru locuiau deja împreună de 18 ani și se părea că timpul frecării caracterelor s-a încheiat cu mult timp în urmă. Există doar o viață liniștită și confortabilă înainte. Mai mult, copiii nu mai sunt mici, noaptea nu este nevoie să ai grijă de ei și nici nu mai este nevoie să umbli cu oala după ei. Ambii fi sunt deja elevi de liceu. În general, viața a fost deja stabilită. Tocmai s-au mutat într-o casă nouă. Adevărat, reparațiile interne nu au fost aduse în întregime la final, dar era deja posibil să trăiești. La etajul al doilea, pereții nu sunt acoperiți cu tapet. Nici măcar nu au pus linoleum la primul etaj încă. Dar, în general, casa era gata. Și, deodată, au apărut nori pe cerul senin al familiei Petrov, și viața familiei s-a transformat din una senină într-una scandaloasă. Într-o seară, a sunat sora soțului, care locuia într-un alt oraș cu familia ei. Petru, am probleme. Soțul meu a lovit un bărbat, am sperat că nu-l vor băga în închisoare. Eu nu te-am sunat, nu am vrut să te deranjez dar s-a dovedit că soțul era puțin biat, iar aceasta este o circumstanță agravantă. A fost închis. Sunt singură cu doi copii, fără un loc de muncă, fără bani. Dar chiar și rudele mă dau afară din apartament. Acesta este locul mamei, dar ea nu a lăsat un testament. E ca și cum am trăit împreună cu ea și am rămas. Și acum că Dumitru a fost închis, sunt dat afară în stradă. Svelana a început să plângă atât de tare, încât Petru a spus în grabă: Svelana, nu plânge! Vino la noi, apoi ne vom da seama ce să facem. Chiar mâine vino, noi vă așteptăm! Te voi aranja în magazinul meu, așa că va fi de lucru. A doua zi, Petru s-a dus la gară pentru a-și întâlni sora cu copiii și trei valize. Asta e tot ce era în mâinile lui Svelana. Și din aceeași zi au început înfruntările. Copiii Svelanei s-au comportat ca acasă din primul minut. Fetele ar fi putut mânca toate dulciurile din vază fără a lăsa măcar vreo Ar putea arunca o bucată de carne sau salată pe podea și nici măcar să nu încerce să o ridice. Toate acestea au iritat-o pe stăpâna casei dar principalul lucru de care Olga a fost iritată a fost altceva. Svelana a lucrat ca vânzătoare în magazinul fratelui ei. Fetele ei veneau acolo de două, trei ori pe zi, deoarece magazinul nu era departe de casă. Ele au mâncat sandvișuri, înghețată. Au băut diferite băuturi și, desigur, nu au plătit nimic iar fiul lui Petru aproape că nu și-au vizitat niciodată tatăl la serviciu. Într-o zi, Serciu a intrat și a cerut lui Svelana înghețată, la care i-a răspuns aspru. Tatăl tău a spus să nu dau nimic nimănui fără bani. Adolescentul a aruncat banii pe teșchea. Iată banii! mi înghețată! Acasă i-a spus mamei sale despre acest caz. Desigur, Olga aproape că a plâns de umilința pe care a trebuit să o experimenteze fiul ei. Și din nou a fost o ceartă cu soțul ei. A venit vara. Căpșunile au apărut la vânzare. Olga a vrut să le cumpere fiilor cel puțin un kilogram, prețurile mușcă. Dar am decis să cumpăr. Nu te poți ascunde de fiicele Svelanei. Desigur, după ce a spălat fructele, Olga a pus căpșunile pe masă. Fetele nici nu trebuiau să fie chemate. S-au grăbit imediat să mănânce deliciul dulce. În timp ce Olga își chema fi, aproape că nu mai rămăseseră niciun fruct. Seara. Ea i-a spus soțului ei cu nemulțumire. Te înțeleg ca un frate care vrea să-și ajute sora. Dar trebuie să vorbim cu Svelana, să-i spunem să-și stăpânească fiicele. Astăzi ele au mâncat aproape toate căpșunile. Victor a primit trei căpșune, dar Serciu nu a primit niciuna. Ție ce îți pare rău pentru acele fructe care le-a mâncat fetițele cele mici? Soțul a explodat brusc. Nu îmi pare rău, dar de ce băieții noștri trebuie să stea și să-și lingă buzele? În primul rând, ei sunt deja mari. În al doilea rând, Serciu este deja la fel de înalt ca mine. Iar în al treilea rând, mâine vom mai cumpăra mai multe fructe. Știi cât costă căpșunile? Eu nu pot cumpăra un kilogram în fiecare zi. În plus, mâine, fiicele lui Svelana pot mânca totul. S-a enervat soția. Din această conversație neplăcută, relația dintre soții a început să se deterioreze în fiecare zi. Fie un scandal, apoi altul și toate au apărut într-un fel sau altul din cauza lui Svelana sau a fetelor ei. Au trecut doar șase luni și tensiunea a crescut. Fiul cel mare al soților Petrov, Sergiu, a început să zăbovească după școală. Olga a observat că seara l-au sunat mai des decât înainte. Ea a început să-și facă griji, la urma urmei, clasa 11 era înainte. Doamne ferește să se încurce cu o companie proastă. Sergiu, te-ai distanțat cumva de noi cu tata. Ce fel de apeluri de seară? Mamă, sincer să fiu, nu vreau deloc să vin acasă. Peste tot este mizerie. Reparația nu este finalizată. Tu și tata vă certați mai mereu. Fetele și Svelana sunt zgomotoase. M-am săturat de toate. Tu știi, noi nu putem face reparații în timp ce Svelana și copiii ei locuiesc cu noi. Ai puțină răbdare. Mamă, sunt atât de obișnuit ca la noi să fie calm și liniștit. Copiii ăștia mi-au distrus telefonul. A trebuit să-l dau la reparație. Știi cât costă reparația? De ce nu i-ai spus tatălui? Tata protejează întotdeauna doar fetele el nu va crede că ele l-au stricat. De unde ai luat banii pentru reparație? Mama era îngrijorată. Am împrumutat de la băieți, nu-ți face griji. Cât? Voi găsi eu de unde să iau acești bani. Cum să nu-mi fac griji? Tu doar ești fiul meu. Bine că măcar tu îți amintești de asta. Probabil că tata a uitat, mormăi fiul cel mare. Atunci vom fi de acord. La revedere! Seara Olga l-aștepta pe Sergiu pentru a termina subiectul început despre datoria fiului. Cu toate acestea, în locul lui un ofițer de poliție raional și un alt polițist au apărut în pragul casei. Ei au raportat că Sergiu a fost reținut pentru o bătaie, au pus o grămadă de întrebări. Soțul nu era încă acasă, Olga a fugit în camera lui Svelana și a strigat. Când veți ești din casa noastră. Fiul nu s-a bătut niciodată în viață. El îmi spunea totul înainte. Seara era acasă cu familia, iar acum, din cauza zgomotului și aglomeratiei, mai mult dispare cu prietenii. În plus, tatăl său îl cicălește constant și îți protejează fetele. Chiar nu este clar că te amesteci în familia fratelui tău, Acum trebuie să mergem să luăm pe Sergiu de la poliție. S-a bătut cu cineva. Ca răspuns, Svelana rângi bat jocoritor. Trebuia să-ți educi fiul mai bine, altfel nu aveai să te interferezi cu poliția. Olga se sufoca de furie și resentimente. A apucat un ceas cu alarmă care stătea lângă ea pe un raft și l-a spart de perete cu toată puterea. A răsunat un zgomot puternic. Mai mult ea nu a mai spus nimic altceva. A alergat la primul etaj pentru a-și suna soțul. Petru nerăspunzând, răspunzând, ea și-a apucat poșeta și s-a dus ea însă și la poliție. Fiul cel mic era la antrenament la acea vreme și nu știa nimic despre incident. Sergiu a fost eliberat. Părinții s-au înțeles cu victima să nu scrie nicio declarație. Mai mult, nu a avut răni grave când seara s-a stabilit o tăcere tensionată, dar totuși liniștită în casă. Fiul Victor a întrebat în șoaptă. Mama, într-adevăr, ai alergat prin casă cu un cuțit după mătușa Svelana. Cumva nu-mi vine să cred. Olga a fost uimită de o astfel de întrebare. Tu ce, fiule? Bineînțeles că nu. Eu doar am spart ceasul deșteptător de perete, pentru că cred că sora tatălui este vinovată. Serciu, din cauza lor, este mai rar acasă, a devenit nervos, de altfel s-a și bătut. Iar a două zi, Svelana s-a mutat cu copiii ei, au închiriat un apartament pe care fratele său a început să-l plătească. În același timp, relația nu s-a îmbunătățit pentru soți. Svelana la magazin se comporta ca fiind chiar însă și stăpâna magazinului. Fetele stăteau acolo jumătate de zi, mâncând una sau alta. Fi și Olga însă și, în general, au încetat să mai meargă la magazin. Zidul neînțelegerii a crescut și a crescut. După un an de o astfel de viață, cuplul să a despărțit. Un an mai târziu, Petru s-a căsătorit pentru a doua oară, dar Veronica a alungat-o repede pe Svelana departe de noua ei casă. Apoi de magazin. Svelana s-a certat cu fratele ei. A trebuit să obțină un loc de muncă în capitală pentru a-și hrăni fiicele. Două zile ea era acasă, două la lucru în oraș. Apoi a făcut cunoștință cu un bărbat, a început să se întâlnească cu el, a luat o ipotecă și a cumpărat un apartament totul pare să se fi îmbunătățit în viața ei. Dar fiica cea mai mare a crescut, nu a vrut să meargă mai departe să studieze sau să lucreze. Ea a început să bea. Svelana era îngrijorată, nervoasă și nu știa ce să facă. Nu putea să-și expulzeze propria fică din casă, chiar dacă este ea și bețivă. A trăit ca pe un vulcan. Certuri, scandaluri, bătăi. De toate acestea Sergiu, care se căsătorise deja și trăise separat, a aflat și a spus Olgăi. Mamă, probabil soarta îi dă și Svelana un răspuns pentru distrugerea familiei noastre. Olga oftă. Se poate, fiule. La urma urmei, bumerangul se întoarce uneori.